Tuturor, sunt Arotela. Aceasta este etalarea mea pentru cei născuți în zodia Taurului. Etalare pentru ianuarie 2019. Mai exact, pentru cei cu soare, lună, Venus, care e foarte puternic în Taur, e în domiciliu, sau ascendent în Taur. Acestea sunt cărțile dumneavoastră, acestea sunt cărțile partenerului, partenerei, persoane care vă interesează. Dar înainte de toate vreau să vă urez un an bun, cu reușite, cu dragoste, cu sănătate și cu multe, multe bucurii. Și, evident, creștere spirituală. Să vă explic cum am așezat și cum văd eu cărțile. Aceasta este luna, emoțiile noastre în ianuarie. Mintea, Mercur, cum gândiți, cum acționați, Marte sau casa a 10-a, viața voastră publică sau cum relaționați fizic, vizibil, în față de această persoană. De ce vă este frică? Scuzați-mă. De ce vă este frică? Ce vă doriți și ceea ce reușiți să manifestați în ianuarie. La fel pentru persoana care vă interesează. Nu uitați niciodată că într-o etalare colectivă puteți să schimbați pozițiile. Dar acesta să fiți dumneavoastră și aceasta să fie persoana de care vă simțiți atras sau care vă interesează, care va apare în citire. Poate nu este persoana cu care relaționați, poate este o fostă prietenă, un fost prieten, o persoană foarte apropiată, un membru al familiei. Nu uitați niciodată că nu trebuie musai să fie chiar actuala dragoste. Deci este o persoană importantă care va apare în citire. În funcție de ceea ce explic, puteți să hotărâți cine ar putea să fie. Deci, Taur, scuzați-mă, cum începeți ianuarie? Ce aveți în suflet? Ce aveți în inimă? Șapte de monezi. Șapte de monede este o carte pământeană. Reprezintă zodia Taurului, a Fecioarei sau a Capricornului. Poate aveți sentimente pentru cineva născut în această zodie sau pur și simplu simt că aceasta este reprezentarea dumneavoastră. Sunteți un semn de pământ și atunci această carte vine să vă întregească natura dumneavoastră pământeană. În inimă aveți o oarecare reținere pentru ceea ce urmează să fie eventual pentru cum ar trebui să vă exprimați emoțional. Ați investit emoțional în cineva, poate în această relație, poate în altă relație și poate chiar în profesia noastră pentru că monedele reprezintă banii. Deci ați investit emoțional în ceva, persoană sau proiect, destul de mult, cât să vă permiteți să așteptați să vedeți roadele, primile stări ai muncii voastre. Vă pregătiți să abordați aceasta a șaptea monedă, dar încă nu aveți energia necesară. Undeva parcă vă și simțiți obosit. Meditați la ceea ce ați făcut și vă gândiți, oare ar trebui să îmbunătățesc metoda? Oare ar trebui să mai investesc, să mai muncesc sau să rămân aici? Sunteți într-o stare de așteptare emoțională. Oarecum există și un aspect tradițional. Nu vreți să ieșiți din tiparele muncii sau din tiparele emoționale cu care ați fost obișnuit. Este o carte foarte tradițională și reprezintă o atitudine precaută. Cum gândiți? Sau, cu alte cuvinte, Mercur, eventual și cum comunicați. Aveți 8 de cupe. Pentru mine această carte reprezintă semnul scorpionului, mai mult sau mai puțin. În primul rând, este un moment sau o situație care începe, ori se sfârșește, între lună nouă și lună plină.
Este o persoană care părăsește o situație, un om, un om drag, după ce a așteptat să împărtășească emoțional niște experiențe și se pare că a fost dezamăgit. Cupele acestea au rămas oarecum goale sau insuficient umplute. Există o stare de nemulțumire în această situație și unul dintre voi încearcă să se detașeze emoțional. Detașarea emoțională, da, poate să înceapă mental. Probabil că unii dintre voi, nu toată lumea, ați avut o relație, nu neapărat amoroasă, nu uitați niciodată aspectul ăsta, o prietenie, un colaborator la muncă, o relație cu un scorpion sau cu cineva care are planete în scorpion, eventual lună în scorpion, care a plecat din viața dumneavoastră și undeva parcă totuși vă gândiți la acea persoană sau, cum am spus, repet, vă doriți să vă detașați emoțional de cineva, de o situație, neapărat o persoană, un proiect, un job care vă nemulțumește. Încercați să vă adaptați informațiile la viața personală pentru că sunt doar 5 cărți, 6, da, și ele se pot raporta și la viața voastră privată și la viața voastră publică. Apropo de viața publică, aceasta este cartea care pentru mine în această etalare reprezintă casa 10, mijlocul cerului, martele dumneavoastră, felul în care acționați în general în viață, în ianuarie în mod special, sau în sau în relație cu această persoană. Nu uitați aceste mici detalii. Ca să nu îmi spuneți că de fapt X și Y, eu știu ce a făcut, dar încercați să cântăriți informația și să o adaptați. Deci, aceasta este casa 10-a, regele de spade. Acesta puteți fi dumneavoastră, nu este obligatoriu, dar hai să vedem cum ar fi dacă sunteți dumneavoastră. Înseamnă că vreți să vă manifestați în adevăr, conform principiilor după care vă coordonați viața. Vreți să vă manifestați dreptatea, vreți să vă exprimați ca un om justițiar, ca un om corect. În această carte, Regele de Spade are sabia în sus, deci cu alte cuvinte sunteți pregătiți să acționați chiar dacă stați pe tron și așteptați. Eventual vreți să impuneți niște reguli, dacă se poate cu cât mai puține cuvinte. Regele de spade nu prea vorbește, nu este foarte comunicativ și a spus adevărul, așteaptă ca ceilalți să se conformeze celor spuse de el sau de ea. Poate fi și o femeie, evident. Regele de spade este o persoană foarte dură, rece, și posibil pentru unii dintre dumneavoastră așa veți apărea în fața celor din jurul vostru. Regele de spade poate să fie o persoană din viața voastră publică, de la job, da, care vine să își impună principiile, dreptatea, ideile, într-o formă foarte impunătoare, foarte strictă. Nu prea există comentariu după ce acesta s-a exprimat. Deci, repet, puteți fi dumneavoastră sau cineva din viața voastră publică. Poate fi un avocat, în cazul în care aveți ceva probleme legale. Oricum, regele de spate este un bun sfătuitor. Dacă aveți nevoie de sfaturi, duceți-vă, exprimați-vă problemele și cu siguranță vă vor sfătui de bine, dar într-o manieră foarte logică și foarte rece, oarecum distantă.
De ce vă este frică? Vă e frică că nu puteți să jonglați diferite situații din viața dumneavoastră. Poate la muncă aveți niște provocări, da, care vă obligă să fiți rațional și rece și undeva în suflet, în minte, aveți o situație dificilă de care v-ați dori detașat. Deci, nu vă este frică de această lipsă de echilibru. V-ați dori să fiți în echilibru. Tocmai din acest motiv aveți acest 7 de monede în suflet. Vreți să fiți mai tradițional, să nu trebuiască să ieșiți din șabloanele în care v-ați obișnuit. Până la urmă, taurul este un semn fix și este destul de greu să încerce noi idei sau să lucreze cu mai multe idei, cu mai multe proiecte, pe mai multe planuri. De obicei, când își propune un lucru, se concentrează asupra unui singur lucru. Ceea ce vă doriți este împărăteasa. Și este foarte bine și mă bucur să văd această carte în etalarea dumneavoastră, pentru că împărăteasa reprezintă zodia taurului, în mod special a balanței, sau pur și simplu poate să fie și leu, dar să nu ne fixăm pe zodii, este o persoană foarte creativă, abundentă, foarte blândă, doritoare să împărtășească din calitățile sale, din foarte generoasă. Și vă doriți această persoană, în cazul în care nu aveți în viață, dumneavoastră o puneți undeva ca pe un ideal de atins în luna ianuarie. Poate o cunoașteți și încă n-ați întâlnit-o. Pentru unii dintre voi, pentru alții, poate este o persoană, de obicei împărăteasa poate să fie și o amantă, o iubită care este oarecum ținută în secret. Având în vedere că această imagine a noastră publică este posibil să vă ascundeți viața privată din niște motive. Pentru unii dintre voi, repet, ca să nu uitați acest detaliu. Și totuși, pentru alți tauri, această împărăteasă reprezintă o dorință de abundență, pentru că, după cum vedeți, 7 de monede și 8 de cupe exprimă o stare de nemulțumire financiară și emoțională și vă doriți să depășiți această stare și să atingeți o abundență pe care numai împărăteasa poate s-o aibă, pentru că împărăteasa are abundență și financiară și emoțională și spirituală, este foarte intuitivă. Vedeți că are o coroană pe cap, aceasta reprezintă chakra Sahasrara. Deci, vă doriți să depășiți situația și să ajungeți într-o altă poziție mai bună, în care eventual chiar dumneavoastră vă exprimați mult mai frumos. În momentul acesta sunteți provocat de situație să fiți foarte distant, măcar în public, dar cred că și în relația cu această persoană. Deci, repet, poate să vă doriți o persoană care reprezintă aceste calități sau să vă doriți să fiți dumneavoastră reprezentantul acestei calități, să vă manifestați cu tandrețe față de cineva. Dar este doar faza de dorință. Ceea ce în finalul acestui ianuarie sau ceea ce veți reuși să manifestați este luna. Într-un fel sau altul veți părea misterios, tocmai pentru că în suflet, în minte, aveți niște nemulțumiri, da? Vă doriți ca și ideal ce este mai bun, perfecțiunea aproape, și în public sau chiar în relație, repet, de mai multe ori ca să rețineți, vă manifestați oarecum distant, oarecum rigid, oricum, total diferit de ceea ce reprezintă această împărăteasă. Și din acest motiv, finalul este că apăreți oarecum misterios. Poate sunteți dumneavoastră misterios, poate undeva la sfârșitul sau până la sfârșitul ianuarie aflați despre niște secrete. Eventual, pentru unii dintre voi, ianuarie va aduce în plan o persoană născută în zodia peștelui sau peștilor sau cu planete în zodia peștilor, dar cred cel mai mult că niște lucruri veți afla în perioada de lună nouă sau lună plină, mai repede lună plină pentru că este foarte, când pe 20 ianuarie, da? Veți avea parte de niște revelații în sensul de
veți avea vise, niște stări premonitorii, da? Ceea ce primim în perioada de lună plină. Poate nu veți dormi, poate veți avea alte stări. Oricum, aceasta este energia cu care terminați ianuarie.